studiază la profo la pe exerciții de matematică. Așa este. Bună seara și bine ați venit. Iar eu mă bucur foarte tare pentru că voi sunteți cei doi adevărați care ați luat punctajul maxim, să le spunem tuturor prietenilor noștri, adevărați, atenție cum am formulat. Și vreau să vă spun că lupta de-abia acum începe. Sunteți doar pe prima treaptă. Pentru că bătălia s-a scute din ce în ce mai tare și trebuie să fiți, să vă obișnuiți cu gândul că nu tot timpul veți întâlni lucrurile corecte. Mulțumim că ne-ați dat în spectacol. Da? Bă. Auzi, Davide, am să-ți povestesc așa că lucrurile sunt încurcate. Și ce păcat că ei copiii sunt supuși unui astfel de tratament, când ei am făcut filmul acela care am intitulat așa. Iată că printr-un test se face antieducație. Am văzut, da? Da, da. Da, deci e așa pe Facebook, nu? Deja da, da, da. Se face, dacă nu suntem atenți, traumatizăm copiii. Facem anti-educație în loc să educăm pentru a fi corecți, pentru că prin muncă pot avea performanță. Facem lucruri care nu sunt tot mai în regulă. Și trebuie să vă spun că în experiența pe care o am, lucrurile așa se întâmplă, se întâmplau și în perioada aceea, de după Revoluție, se întâmplă cu atât mai mult așa cum. Pentru că oamenii sunt înnebuniți să se ascundă nemunca. Sistemul este foarte bine organizat ca să poată să facă față și să mintă din ce în ce mai mult. Așa întreagăt, vă spuneam pe hol, când fiica mea era în clasa a 6-a și băiatul în clasa a 8-a, amândoi au fost deputați, am avut o șansă că m-am bătut cât am putut. Am ajuns până la inspectorul general, acolo inspectorul general, vorbim cu inspectorul de specialitate și am putut să refac recorectura. La recorectură îi se dă dreptul acela de a fi mers la națională, iar fiica mea ia locul întâi pe țară. Da? Deci ca răspuns a acestui mod de a fi gândit, ea dă lovitura puternică. Așa că și foarte multe lucruri. N-am timp să vă povestesc câtă bătălie am dat de-a lungul timpului în repetate rânduri. Vă mai dau încă o secvență și cu asta închei. În clasa 12-a, iată, pe Aura și pe Adi. În clasa 11 eu luasem faza națională în 95 s-a dat la Bacău, faza națională, și atunci a fost surpriza mare. De la liceul de petrol din Moinești, am apărut eu și am surprins pe toată lumea. Am avut două locuri, doi, un loc trei și mențiuni. La național. La național. Au nebunit cu toții. Au spus, băi, ce facem? Ne-a umilit ăsta. Vine de la Moinești, la liceul de petrol și ce ne fac? Nu se poate. Anul următor, era în clasa 11 atunci. Anul următor, s-au unit cu toții și m-au blocat. Cum? Cum? Foarte simplu. Să nu mai pot trece de faza județeană. Deși mare bătălie. Deci au făcut așa încât au făcut ei ca să nu vă iasă testele. Dar să nu iasă. Deodată la ceilalți copii subiecte, vi s-au știut. Vine ursul la Moinești, ne umilește, nu se poate. Le-au dat subiectele la clasă, s-au făcut subiectele acelea, pe acele le-au propus și atunci eu am fost scos din cursă. Ce? O bătălie imensă, dacă vă povestesc. Copiii și supereau dacă, da, aici, domn profesor, iau, asta este. Stai, dar, Mihela, s-ascundea în spate, asta, da, o muncă imensă. Imensă, corect. Deci, dar ăștia s-au început, nu prea știu ei. Nu știu ce înseamnă măsura efortului maxim. Și atunci, mă bat cât pot de tare. Îmi dau seama de toată lucrătura făcută. Doar din 4 cu 1 scap. Coale? Nu, cu o fetiță de clasa 10-a. Au confundat teza cu una de la Bacovia. Și eu dat drumul. Și eu crezut că e scrisul aceea, că spuneați voi sigilate, nu știu, nu, scrisul, sunt semnale, semne pe care se pun, se bagă subiecte la scris, se duce cu foaia și dă subiectele. Sunt subiecte făcute la clasă, acelea se propun. Deci au mizerii de proporții. Așa. Și atunci, fiindcă au rămas numai cu unul, au zis, facem protocol, la clasa a 12-a, unde eram în anul următor pe Adi,
și pe Aura și la clasa a 10-a, unde aveam alți doi, doar de la 10-a un copil reușește să țâșnesc în urmare a confuzii, neatenții care s-au făcut la corecturi. Și ajuns, spun, m-am săturat de voi. Corect. M-am săturat de mizeria care o faceți. Baraj vreau. Și la baraj, nu mai vreau subiectele la Bacău. Am fugit la... Am scăzut la București, la minister. Fac cum pot să aduc subiecte în altă parte. Am ajuns la Iași, la un profesor, Dumnezeu să orindească, nu mai este acum. Mi-au dat subiecte de acolo, făcut de la Iași. Am venit aici, am dat subiecte, tezele. De data asta nu mai erau subiecte așa. Au fost foarte grele și doar pe Adi l-am putut scoate. Doi mi-au rămas. Mi-a rămăsese fiica mea acasă și cu... și cu băiatul directorului de la Petrol, care îmi dădea tot timpul mașină pentru inspectorat, tot aveam un băiat foarte, foarte bun, Adi Preda. Și atunci am mers la minister. Și am vorbit cu ministrul, Maior. Și am spus, eu anul trecut am avut rezultatele astea. Vă rog să mai acordați încă două locuri speciale pentru mine. Că sunt ăla care mă știți voi la minister. Mă știau de atunci. Sunt o chestie inedită. Nu se întâmplați niciodată ca la un liceu de petrol în genul ăsta să te duci cu patru la național un an în urmă. Așa că mi-au dat. Da, mi-au dat cele două locuri. Dacă mi-au dat, au nebunit toți. O zic, cum? Ne trebuie și acum. Ba mai mult, ministrul mi-a spus, dacă la Buzău acum nu vei obține la faza națională rezultate, te mănâncă băcăoare. Cu tot cu furi te mănâncă. Pe tine și pe copiii tăi. Deci, așa mi s-a spus. Atunci eu am zis, voi obține rezultate. Vai, da. Și m-am intrat în bătălia asta, cu două locuri, și la faza națională la Buzău, la faza națională am din nou două locuri, doi locuri, trei mențiuni, și în baraj doi. Și în baraj, pentru lotul de energie pentru internațional. Așa cum Adi, pica al 19 cealaltă țării. La prima fază ești mi-l scosesem și pe Adi. O bătălie cu Adi, până l-am scos, nu vă povestesc. Că avea teza mai bună decât celălalt. Dar a făcut corectura invers. Da? Dar în ziua asta, domn profesor, eu nici nu-mi doresc să fiu. Pentru că nu pot să lupt, eu n-am unelte de la voastră. Eu nici nu-mi doresc să fiu, dacă e așa. Da. Asta vreau să vă spun. Este atâta mizerie de te sperii. Dar nu decât satisfacția asta, că copilul tău îi e pe o poziție aceea, încât atunci când se va pune problema reușitei, nu te mai... Și n-a reușit Adi și Aura în viață? Sigur. Nu erau ei buni? Trebuia să vă luptați în halul ăsta pentru ce domnul? Dar mi-a lăsat sănătatea pentru... Exact. Deci nu vă povestesc. Când o să fie, vă spun mai mult, ce să vă spun? A fost groaznic, în scenă, tot felul. Sărit pe geam, am fugit din tabăra de nu știu care, că am dat subiectul la copii. Bătaie de joc nu se mai poate, nu se mai poate. Nu? Până la epuizare, O lună și jumătate am stat numai pe drumuri, ca să pot ca spate copiii ăștia. Nu puteam să mă fac cu gândul. Am înțeles că la cât au muncit și erau a 12, a 11, vă dați seama ce luptă, ce muncă era în spatele lor. Mai era. La Națională, când am fost la Buzău, Petronela, care avea soluția aceea fantastică, așa, care așa, da, încât mi-a repetat 1000 de trei ori ca să înțeleg. Așa. Ei bine, Petronela a fost depunctată știu pentru că i-a luat punctul, era grupajul de Bacău care s-o băgaseră cu 8 oameni la corecturi și au spus, pe ursul trebuie să-l termin. Pierdem județul, dar să nu câștigem. N-are importanță asta. Deci mafia, vedeți că era mafia. Și de timpul ăla. Păi la început, în sistem. Păi 95-96. Da? A, 95-96 prins ei? Da. Deci, după Revoluție. După revoluție. Aici când s-a dat libertatea și fiecare o sfâșia pe oricine. Cum... Nu, nu o să discutăm. Gata, hai să ne întoarcem. Ce scopii, Marta? Bă, vreau să vă spun așa, copii. Stați, hai să avem tema. Da? Stați și un exercițați, două. Ați citat de tatăl meu. Asta e, dragilor. Slavă Dumnezeu. Sărașe, noi după cum vedeți cu chimie. Wow, ce înalță. Hai, Marta, le zic.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o astăzi și ne-a iertat nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșelilor noștri și nu ne duce pe noi în ispită și ne izbăvește de cel rău. Amin. Doamne, asta o minune, se crede-mă, ce mi-a făcut acum, n-am știut toată viața. Cine, stați, stați! Ne trebuie, domnul profesor! Super, peste, super! Ne trebuie! Da, așa, deci, de la temă, da? Da. Așa, să vedem care e rezultatul. Lasă rezultatul. Care este restul, prima, așa, împărțirii lui 200, la jumătatea lui 204, plus sfertul lui 204. Hai să faceți urmărim. Deci, aflați suma... Am mai făcut din asta. Păi da, dar am avut o temă. Da. Aflați suma, aflați jumătății lui 204, plus sfertul lui 204, plus dublul lui 204, plus șesimea lui 204, aflați suma dintre. Jumătatea, sfertul, dublul, așa, nu se fac. Suma dintre. Deci, jumătatea, sfertul, dublul, șesimea, întreitul, da. Sfertul, dublul. De două ori. Da. Șesimea. Șesimea, adică 1 pe 6? Împărțirea 6. Da. O șesime din numărul respectiv. Întreitul. Întreitul. Ce înseamnă întreitul? Ori 3. Ori 3. Așa. Deci numărul ori 3. Da. Și răsturnatul lui 204. Și răsturnatul lui 204. 402. Împărțite la 5. 204. Împărțite la 5. Răsturnatul lui 402, domnule. Da, 402. Și toate acestea în paranteză împărțite la 5. Care este restul? Și împărțite la? 5. 5. Deci restul. Da. Da, numărul trebuie să... Numărul e dat, e 204. Da? Mă gândeam că nu-i dat, că ar fi fost tare de tot. Păi, domnul profesor, n-am fost așa. Așa. Bun, merg pe mânață la asta voastră și să vedem acum... Trebuie să termin în 5 și 0 neapărat. Dar de unde? Că eu am cerut restul. Dacă cere restul, tocmai nu se împarte exact, da? Păi, hai să zicem. O doimie din 204. Hai, te rog, David, să mă ajuți. Hai, gata, David, vorbim, da? Haide, nota de seriozitate, că mi-e place foarte tare chestia asta. Deci o doime din 204, deci iese egal cu 1 pe 2 ori 204. Domn profesor, puneți paranteză. Ai mă, chiar așa, 1 pe 2. Nu, trebuie să ieșeți 1 pe 2. Da? Bun. Cum se fac? Paranteză. Paranteză. 204. 204. Împărțit la 2. Împărțit la 2, da. Plus 204. Da. Mai ziceți o dată că nu știu... Împărțit la 4. Sfertul, împărțit la 4. Plus... 204 ori 2, 408. Plus 408. Am zis că așa, am să zic așa, 204 ori 2. Lăsăm așa, da? Te rog, lasă așa. Da, bine. Da? Plus... 204 ori 2, da? Plus 204 împărțit la 6, bine? Da. Plus 204 împărțit la 6, plus de 3 ori 204, hai te rog mai repede, și plus 402, totul de împărțit la 5. Și acum facem 104, paranteză, 102, este egal cu 102, plus 102, plus... 4 în 20 de 5 ori, 51 plus ca să vă cucere, 408, deci 408, da, plus 34 face aici? Da. 18, 34, da, plus trebuie să calculez 6 ori 3, 612. De ce 612? Da, e zis bine. 612, da, plus 405. 402. 402, da. Totul de împărțit la 5. Și egal cu? Să fac sumă.
Deci 2 cu 1 cu 8 cu 4 cu 2. 2 cu 1, 2 și cu 8, 10. 10 și cu 1 și 4, 5, 15. Și 2 și cu 2, 17, 19. 17. Deci încă o dată. 10, 15, 17, 19, da? 19. 1 reține. Hai, să luăm de aici. 0, 0, 0, 5, 0... Deci 5 și cu 1 la 6. 6, 9. 9, 10. 10. 10. 10. 0, 0 și 1. 1 acesta și cu 4, deci 4, 5. 5. Nu, am făcut o greșeală. De ce? 10. Așa, 10. 11. Și cu 3. Nu, și cu 4. 15. Și cu 1? 16. 16. Așa. Împărțit la 5. Și este egal cu 5 în 15. Să nu zic că nici n-a scris 5, 15, 3 ori. Da. 15, 1, 10, 2. Da. 321. 321. Rest 4. No. Cred că am greșit. Ia de asigurat. Stați. 10, 10. Ai zis așa, 10, 2 ori. 9, 321. Și rest? 4. Rest? Da. Rest? Asta ne-a cerut să aflăm. Restul împărțirii. Și acum am doua temă. Așa. Mai vedem încă o dată, da. Davide. Cred că n-a fost așa. Important era să înțelegem ce înseamnă dorimea, pătrimea, da. Dublu, cesimea, întreitul și răsturnatul. Toată povestea așa. Eu aș vrea să vă mai propun acum o altă rezolvare. Cu excepția acestuia. Da, cu fracții. Asta vreau să spun. Deci, 1 pe 2 plus 1 pe 4. Da, vede. Iese egal cu numărul n. Numărul n pe care îl știm, 204. Ca și cum aș fi scos în factor comun, Davide, până aici. Fii atent, că de-aia ți-am spus eu să lăsăm 204. Ca să vedeți că este foarte important să sesizați acest lucru. 204 pe lângă. Haide, vă rog, da? Să lucrăm și fracții. Da? 204. Să vedem dacă dă același rezultat. Corect. 204 pe lângă o doime o plus o pătrime. Doi întregi. Doi întregi, foarte bine, plus o șesime, plus 3, și închidem paranteza, că toți au avut 204 plus 402. Și plus 402, totul de împărțit într-o paranteză dreaptă de la început. La 5. Iată cum am redus practic toată problema la un calcul și ăsta. De ce știm să lucrăm cu fracții? Foarte important. În loc să lucrezi așa, în varianta asta, iată că zic egal mai departe cu 204. 204, da, bine pe lângă. Ia să vedem mă, cum facem noi cu toată chestia asta. Care-i numărul? La 6. 6, nu cred. Nu se parte la 4. Vă spun eu un... Zi. 24. Bun, 24, dar nu-i cel mai mic. Mai repede. 12. 12, sigur că da. 12. Și acum, cu cât să amplificăm aici, Davide? Cu 6. 12 pătrat, 26, așa de dăm seama. 12 pătrat la 4? 3. Cu 3. Aici la 1 cu 2. Cu 12. Da. Aici cu 2. Cu 2. Și aici iarăși cu 12. Da. Puteam să zic 12 cu 3 fac 5. 6 pe 12 plus... Deci egal cu David. David, un singur numitor, mă. Băi, David, un singur numitor plus frate. Un singur numitor 6. Da? Și zicem... 12. 6 ori... 12, da. 6 ori 1, 6. Deci vine 6 plus 3. Plus 12, plus 2, plus 36, da? Va fi bine? Da. Așa, plus 402, plus 402. David, mai crezi tu că mai are importanță fracția asta? Nu. Paranteza? Nu mai trebuie. Nu. Da? Paranteza? Da. Păi de ce mă? Abai nu scuzați. E o singură fracție, nu mai trebuie să facem calcul. 402? Totul de împărțit la 5. Totul de împărțit la 5. Și egal mai departe cu
204 ori facem adunarea. Să spun, spun acum, nu 14. Stați. Trebuie să mi-am șmecheria mea. Fac 12 plus 2, care îmi va da 14, plus 36. Da, da, 12 ori 2 fac 24, mă. De ce am zis eu 2 acolo? Uite, vezi? 6 plus 3 plus 24. Faci tu 24. 24, măi, David. Nu mă lăsați greșit, măi, David, fii atent. Plus 2 și plus 36. Da, și acum facem 24 plus 6. 24 plus 6, 30. 30. Plus 30, plus 36, 66. Da. Plus 5, 71. Deci egal cu 71. Egal mai departe, cu 204, da, vede? 204 ori 71 pe 12 plus 402. Tot într-o paranteză rotundă. Rotundă, împărțit la 5. Și egal mai departe cu... Da, vede? Vreau să vedem următorul lucru. Ce operații trebuie să facem aici? Înmulțire, sigur că da. Oare 204 cu 12 nu se simplifică? Prin cât oare, să zicem? Prin 2. Prin 2? Și printr-un 3, că 2 și cu 4 fac 6. Da. Deci chiar prin 6 merge. 6 în 20 merge de 3 ori. 3 ori. 3 ori 6, 18. Mm-hmm. În 24? 24 de 4 ori. Prin 3? 4 de 4. 4 ori, e bine? Da. În 24? Da, de 4 ori. 4, 6, 24. Corect. Și acum, aici cât mi-a rămas? 3, Davide, că am simplificat prin... nu, 2 a rămas, că prin 6 am zis, parcă, nu? Da, da. Dar și-o luat 2 de la 204. 204... Nu era pe 2, era doar 204. Așa, 204, așa, corect. 34 acum cu 2, simplificăm din nou. Da, prin printr-un 2. Da, printr-un 2. Și vine o dată 17. Și vine 17 ori 71, da? Egal cu 17 ori 71 plus 402. Totul de împărțit la 5. 17 ori 71. Ia să faceți înmulțirea. Și adunăm 402. Lăsa că acum. 71. Hai să mulțiți, să vedeți cât vă dă. Oi, ce mult ne dă. 1207 și cu 402. Fă treaba, eu stau degeaba. Nu, așa, nu, trebuie să fie serios. Haideți, domnule. 1609. 1609. 1609. Da. Este exact cât am obținut mai înainte, împărțit la 5. 1609 împărțit la 5, o să dea 324. Da. Copii, după ce ați înțeles treaba asta, nu se fac fracții nu se fac de dragul de a face. Ele au aplicații foarte rapide în practică. Puteți să mai facem o fracție ceva? Urmăriți-mă acum și vă dau foarte important. Cât face o treime din 90? 30. O treime din 90 egal cu 30. Dar egal așa, zice David. 1 pe 3 ori 90, David. Da? 1 pe 3 ori 90. Adică 90 împărțit la 3. Și se facem simplificările. Și iată cum vine. Face 30. O să fie 1 pe 1 ori 30. Și atunci da. Deci a face o fracție dintr-o numără se mai mulțimă. Cât face o treime din o pătrime din 120. Atenție ce m-a spus. O treime din o pătrime din 120. O treime. 10.
Cum ai făcut tu? 120 împărțit. Nu, am făcut 120 împărțit la 4, care mi-a dat, care mi-a dat 30. 30 ori 1, 30. Sau 30 împărțit la 30, 10 ori 1. Sau mai ușor. Ușor. Mai ușor, zim, zim. 3 ori 4, 12. 120 împărțit la 12, 10. Asta era, mă. Deci o treime din o pătrime din 120 înseamnă așa. Deci o treime din o pătrime din 120 înseamnă o treime, Daria, înmulți cu o pătrime, înmulți cu 120 și suntem în operație de mulțirea fracțiilor și noi știm numărătorii între ei și numitorii între ei. Da? Și face 120 din... din 12. Și 120 din 12. Care mi-e mai ușoară? Adăugare sau a mea? Mie mi se pare mai ușoară aia pentru că mi-a venit mai ușoară. Am învățat-o prima și ce. Da, dar uite, dar acum ai înțeles că da, înțeles. A face o treime. Pentru că dacă are unul la numărător, e mai... Da. Cât este 2 cincini din 3 pătrimi din... Deci 2 cincini, din 3 pătrimi, din 200. Da, din... 200, da, din 200, dar din 200. 100. 10, 10. 10, 10. 10. Suntem unde așa. Deci 2 cincini din 3 pătrimi. Aba, nu, nu-i 10. E 100. 100, 100, 100, 100. Dar nu dai răspunsul la întâmplare. Nu. Nu la întâmplare. Cum ai făcut? Păi 5, 4, 20. Da. Eu cred că e 60. Nu știu de ce. 60. Dar am calculat eu 60. Dar de ce? Nu, am calculat 60. Cum 200 împărțit la 20, cât dă? Păi, acum nu mai e cu numărătorul 1, Davide. Ai numărători diferiți. Asta e. Deci știți că eu am făcut ce am făcut eu. Știu răspunsul, 360. Am făcut 200 împărțit la 450. 50 ori 350, 150 împărțit la 5, 30, 30 ori 2, 60. Da, dacă n-ai vrut să faci așa, zici, dar eu, uite, 2, 2 cincini înmulțit cu 3 pătrimi, înmulțit cu 200. Și egal cu? O să egal cu 1 pe 5, 1 pe 5 ori 3 pe 2. Hai să simplificăm prin 2. Da. Și faci 1 ori 3 ori 2. Supra 5. Deci 1 ori 5 ori 10. Da, și 60 împărțit la 600 împărțit la 10. 1 ori 3 ori 200 supra 10. 60. 10. Simplificăm printr-un 0. 10. Printr-un 10. Și vine 3 ori 2, 10, 60. Wow, ce curent am zis! Am vrut să spun, Davide, am vrut să spun cât e important să știm să mulțim fracțiile, mă. Daria, te invit acum și pe tine, Davide, să fiți atenți la toată șmecheria asta. Deci a face din, înseamnă a mulți. Da, din. Și cum spunem frații mulțite, da? Iată că... Și repede simplificați. Sigur, calculul cu operații. Nu știam să spune care și fracții decimale. Iată, Davide, cât este, care este numărul, care este numărul, din care 2 cincini, 2 cincini din 3 pătrimi din el, din numărul ăla, este egal cu 60. Ce? 200! Hanina! De ce mai? Pentru că așa scris mai de sus. Am făcut jos, domn profesor. Da, domn profesor. Deci 2 cincini din 3 pătrimi din numărul acela care ori. Eu vreau să spun și el. Păi și dacă n-ați fi știut? Era imposibil. Nu că era imposibil. Ești tu sigur? Eu te căzau acum. Cât este, Davide? Haideți, domn profesor. Trebuia să-mi spuneți în poliția asta. 2 treimi din... Știind că 2 treimi. Stai pentru Daria, nu? Nu, pentru Daria, auzi. Din 7 cincim. Ai văzut dacă n-ai înțeles, e tură pa. Deci 2 treimi din 7 cincim. Din ien. Din ien, habar n-am cine este ăsta. Este egal cu
105. O, m-a spart. Domn profesor. Da. Hai să ne gândim cum trebuie să facem. Serios. 105 este împărți posibil la 5 ori 7. Sau ar fi o metodă așa? Deci faci legătura cu ce v-am dat mai devreme. Mai devreme facem așa. Deci, stați. Stați. Da. Deci cu cât e egal? Cum o zic, domn profesor, că e egal? Egal cu 2 pe 3 ori 7 pe 5? Ah, da, 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 da. Deci, 2 pe 3 ori 7 pe 5, așa. Adică 14 pe 15. Deci zicem așa, Daria, 2 pe 3 ori 7 pe 5 ori nu știu cine e egal cu 105. Ia uitați-vă cum sunt. Echivalent cu? Asta înseamnă să traduc. Corect. Facem mulțirile acolo sau simplificare. Da. Dacă pe sunt ceva, nu avem nicio simplificare, din păcate. 14 pe 15. 14 pe 15. Ornă. Ornă egal cu 105. Egal cu 105. Nu știți voi că sunt multe două numere. O secundă. Hai, așa? Mă gândesc. Sigur că da. N pe 1, aici. Și atunci echivalent. Ia să vedem. 14, 14, 14 pe 15. Nu, 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 nu. 14 nu, pe 15. 14 n supra 15 este egal cu 105. Și visăm acum, ce bine ar fi ca și fracția asta să aibă 105. Să aibă și numitorul 15. Dacă am două, ar avea numitorul 100. 105 înmulțit cu 15. Așa, mulțim cu 15 și sus și jos, da? Atenție, hai să scriu. Scrieți, dar am scris. Deci echivalent. Echivalent. Am scris. 14 n. Păi facem 105 ori 15? Sigur că da. Egal cu... Le eliminăm, domnul profesor, nu? Da, da, pot să le spun că eliminăm numitorul. N-am limbajul ăsta. Haideți să-i spunem și produsul mie zbărâna. Nu, 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 da. Dați-ne cu radicali. Nu, 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 haideți să facem înmulțirea de un profesor de Batman. A fost teribil. Duceți să-și spunem la radicali. Da, radicali, da, puteri, radicali. 15 ori 100, da, 1575. 1515. 1575 împărți la 15. Fără să îți faci. Ori 14. Și acum, acum e momentul cel mai frumos. Au același numitor și două fracții care au același numitor, neapărat numărătorii trebuie să fie egali. Deci 14 egal cu 1575. Vedeți? Pentru că au numitor egal și numărătorul trebuie să fie egal. Și noi mai scriem. Nu a scris. Da? Da. Deci două fracții care au același numitor, neapărat, ele fiind egale, numărătorii trebuie să fie egale. Și cu cine egal nu de acolo, copii? 1575 împărțit la 14. 575 tot împărțit la 14. Ia vă rog să vedeți dacă sunt parte. Împărțiți. Sunt parte exact, sunt probabil că n-am luat eu foarte bine numele. Nu se știe, stați să-l calculez. Ia faci, fă tot calcul acolo. Pentru că eu sunt mai încet. 112,5 că tot i-ați învățat cu virgulă. Sigur că da. 112,5 i-ați învățat cu virgulă. Știu, tocmai asta vă face. Da. Hai să facem împărțirea asta. Păi am făcut, domn profesor. Sigură? Deci, 1575 împărțit Davide la cine? Am făcut, domn profesor. 112,5. Nu, 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 Davide. Merge o dată, 14. Da, păi din nou o dată intră și ne dă 35. Și intră de două ori, pentru că ne dă 28. Deci 1,17. Da. Încă o dată. Intră o dată și apoi o să ne rămâne 35 20, și intră de două ori. 25. Nu, nu, 35. 35 de ce, Davide? 17. Da, 25, da? Și merge de câte ori? Nu merge de două ori, o dată. O dată? Și ne dă curesc. 14. Tocmai. 14 și acum cât din aici, Davide, 11. A scris 15 în loc de 14. 14, da. Daria a avut dreptate, deci 30. Păi vedeți, domn profesor. Păi dar de cine ăștia trebuie să spui, are dreptate? Eu am fost atent. Așa, deci de două ori, Daria. De două ori, deci 28. 8 din 15, Davide, cât faci aici? 8 din 15. 7. Hai, hai mai departe. Am ajuns la momentul când nu mai am cifre. Și atunci pune virgulă, pune și cum un 0. Și 0. Și vine? Și vine cam de 5 ori. 5 ori.
Și cred că e exact 5. Da. 5 ori 4, da, 20. Da, da. Yes. 5 ori 5 și cu 70 și totul s-a terminat. Deci numărul este 112,5. Ce calumă. Și mai aveam o temă, domn profesor, un exercițiu. Nu ne-ați mai dat. Da, 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 acela cu A plus nu știu cât B și să vedem. Ba da, da. Așa. Mi-l dau? Da. Deci. Uite. Asta este special pentru David, pentru că e ușor. El am făcut special pentru el. Am înțeles. Și el mă să rezolvă. David, uite cât de mult ține la tine. Haideți, domn profesor, mă țineți prea mult în pildă. N-am dorit să vină cu negheșițiu de acesta deci care se pune în dificultate mare, ci a venit cu unul așa la îndemână. Da. Deci. Zice ea, să vedem noi acum. Dumneavoastră este la manșă. Eu am fost în culise. Da. Uitați, ce-am amit creion? Creion, da. Fiți atenta, domn profesor, acolo. Dar nu și la manșă. E aria la manșă. Dacă eu am făcut problema. Ea este doar cu propunerea. Atât. Da, așa. Iau cu schimba. Iau cu schimba. Din abonezi, papelena. De-abia aștept să-l văd. Și simfonii? Deci, zi-mi, te rog, David. Deci, A plus 9B. A plus 9B. Este egal cu 20. Egal cu 20. 2B plus 3C. Davide, hai te rog. Hai repede. Dar noi scrie mai. 2B plus 3C este egal cu? Este egal cu 13. 13. Aflați 9A. Aflați. 9A. 9A. Plus 85B. 85B. Plus 6C. Plus 6C egal cu 5. Hai da. Deci A plus 9B egal cu 20. 2B plus 3C egal cu 13. Noi să aflăm expresia E, ca frații E, egal cu 9 de al de A plus 85 de al de B plus 6C. Eu știu cât trebuie să le ai. Tu ne-ai propus? Dacă e cum, trebuie să-i corect. Cum, 26 de ba, nu trebuie să-i corect. Nu, important asta. Vedem, rezultat. Cum ajungem acolo, Davide? Davide, Davide, nu mă las. Ba da. Băi, tu nu... La stima la așa e singur. Deci primul care mă abandonează el. Da, da. Eu spun nu mă las, adică să fie lângă mine și tu ești gata. Terminat. Ești pe compropriu. Domn profesor, știți în cine să nu aveți încredere. Ce zicești, mă? Davide, hai împreună, mă. Băi, să știi că vine mult mai ușor dacă suntem amândoi. Mai bai puternic, domnul profesor. Da, deci alta e situația. Știu, știu. Încă în echipă. Davide, Davide, ce înseamnă noua? Ce sugerează ție noua? Uitându-te că aici ai un singur A și aici în expresia ai noua. Da, știu. Și el au urmă mai bine de necăie. Zi-mi. Dumneavoastră e zămaș. Omule, dacă acolo e doar un A și tu ai noua A, cu cât trebuie să mărțim? De unde poți să am... A numai apare nouă. Cu nouă, mă. Deci asta trebuie mulțită cu nouă. Hai să luăm și noi. Dacă eram acolo de azi 10 ani și nu le-am împărțit. A plus 9B egal cu 20. Da, vedem, mulțim pe asta cu 9. Da? Și devine. Cu 9. Și ea devine echivalent. Și va cu... fi echivalent cu 9A. 9A, da. Plus... Plus, stați puțin, 81B. 81B, da. Egal cu... Egal cu... 20. Cum? Cu 20. Cu 20 ori 9? 20 ori 9, 180. Păi nu mulțim cu 9 peste tot. Nu mai stânga. Și acum știu cum să fac. 180, da. Trec la baia și să fie... De unde să apară, de unde să apară 6C? Profesor, 85 minus așa. 81. Așa, mă. Deci desfacem pe 85 ca fiind 81 plus? Nu, dă. Plus 4, dă? Bai, nu? A, nu, scuze. Deci, hai să umblăm la expresie. Expresia e încurajat fiind tu de prezența lui 81B. Umbli la 85B și ai avut bine. Eu mulțesc cu 2 din câte știi. A doua relație.
A doua relație o mulțesc cu 2. Dar de ce cu 2? Ce te faci? De ce cu 3? Pentru că fac 85 minus 81. Da, și ce dacă? Fai și 4. Îmi dă 4. 4B. Și acolo mi-a arătat un 2B. Și pe relație mi-a arătat 6C. Și pe cealaltă relație mi-a arătat 3C. Și eu, ca să le aduc, ca să nu mă mai chinui, da, îmi mulțesc relația cu 2. A doua. Să atunci la 4B și să știi și 6C. Corect. E perfectă treaba. Deci luăm pe asta 2B. Luăm pe 2B plus 3C. Deci B plus 3C egal cu 13. Aici că mulțim pe asta cu 2. Și aia este echivalentă după lucrarea care o facem. Știu. Zi. 4B. 4B. 6C. Plus 6C. Plus 6C egal cu 26. 26. Și acum, gata, calculăm. A ajuns. 180 plus 26. Le adunăm pe cele două relații, Davide, ca să ajungem la... Și bine, dacă îi adunăm pe ăștia din stânga toți, vine 9. Plus câți B? Da, de B cât sunt? 81 și 4. 85. B, zici. Plus 6C. Plus 85 B plus 6C. Egal cu? Egal cu 206. 206. Terminat. 206. Dar cine e 9 plus 80? 5B și cu 6C. Tocmai expresia care trebuia să o calculezi. O, ce fiști! Cum a ieșit? Hai să vedem cum a gândit ea. Cum crezi tu că a gândit Daria? Care a fost șmecheria în culise când ea și-a propus ieșit? S-au ales două numere la întâmplare. Două relații. Da. Două relații astea. A plus 9B egal cu și 2B plus 3C egal cu, l-a luat la întâmplare. Da. Că e egal cu 20 și cu 13, n-a avut importanță. Dar de aici încolo, ca să ajungă, cum a gândit ea? Păi s-a gândit la trei numere. Nu, la trei numere. Făcut, nu, 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 nu a luat așa. Tamar n-a luat făcut, uite, ori 9, ori 2. Păi a făcut. O mulțit pe asta toate cu 9. Șmecheră de ea. Și da. Nouă, da. Dar pe cealaltă o mulțit cu 2. Și la una. Și la una. Putea să mulțească cu 3, cu 7, cu 5. Corect. Și n-avea importanță. După ce a făcut calculul, eu ieșit 85B, eu ieșit 9A și 6C și îndată o constata că și suma numerelor respective 180 cu 26 fac 206. Și nu dată ieșit. Dar profesor, mai am una. Dar nu așa ai gândit? Așa da, așa am gândit. Da. Mai am una, domn profesor, numai că asta am gândit. Foarte diferit. Te rog. Hai să vedem. Am încercat să fie cât mai complicată. Adică complicată pentru mine. Hai să vedem. Hai să vedem. Deci 6A plus 9B 6A plus 9B este egal cu 43. 43. 6B plus 9C 6B plus 9C este egal cu 21. 21. Aflați relația 2A plus 5B plus 3C. 2A plus 5B. 5B plus 3C. Plus 3C egal cu 5. Știu că trebuie să fac ceva cu împărțirii că ziceam mai înainte. Nu-mi place asta a doua care a dat aici. Nu-mi place nici mie. Nu-mi place că se vede, place. Se vede că s-ar împărți prin... 3. 42, domn profesor. 42, da? Da, acolo v-am spus, 42. Deci nu-mi place asta. Nimic nu-mi place. Nici asta nu-mi place, că s-ar împărți prin cătoare. Corect. Aia se împarte prin 3. Tot prin 3. Hai să le așezăm după ce împărțim să vedem ce iese. Banu. Hai să vedem. Ba nu se împarte, că 42 nu se împarte la 3. Ei, nu se împarte, eu cred că se împarte. Că 42 fac 6, mă. Cum se împarte? Da, zi, mă gândeam la 8. Da, așa acum. Hai să împărțim. Deci 6 a împărțit la 3 face 2A, da? 2A plus. Te rog, David, hai, ajută-mă. 2A plus. Da, tu presiune. Ce presiune pun pe tine, da? Da, plus 3. B. 3B. Egal cu? Plus. Egal cu? Să-ți spun acum, odată, de 4. Corect. 4. Hai să împărțim și din coace pe 3. O să fie 3. 3B. O să fie 2B. 2B. Așa. Plus 3C. Da. Este egal cu 7. Dacă le adunăm, Davide, observăm. Din cauza că e 2A. Mulțumesc că mi-ai dat numere mici, că mi-era lene să calculez. Da. Deci, 2A plus 5B, 2A plus 5B plus 3C este egal cu 20 și
Da, mă, cu 21, da, 14, 27, 27. Am profesorul în numere mici. Nu, ai fost... Mi-a plăcut ideea. Că tu ai mers invers. Le-ai dat complicate, le-ai amplificat. Tu ai plecat de la asta, hai să spunem de, nu? Da. Ai plecat de la asta. Le-ai vrut să le dai așa, ci le-ai dat înmulțite. Ca noi să observăm, să ne întoarcem înapoi, să simplificăm. Dacă nu simplificați, aveați vreo șansă, domn profesor, să o faceți? Nu. Nu, pentru că erau 5B, dar și aveau vreo 9B și 6B. Numai dacă eu mă încăpățânam să le adun. Și după aceea să vedeți simplificarea. Și nu se văd simplificarea după aceea. Dacă nu vedeți simplificarea, nu faceți. Sigur că da. Deci, mult mai tare a fost vârbă. Nu. Uite, dacă ne adunăm la venit, din 6A. Hai 21, să zicem, văd și corect. 6A plus 6 și cu 9, 15B. Plus 9. Plus 9C. Egal cu suma care ar fi fost aici. Ar fost 42 și cu 2. 63. Așa. Și acum împărțim totul prin 3. Da? Prin 3. Și vine. Și era mai ușor. 2A plus 5B plus 3C egal cu 21. Așa, profesor. Domn profesor, am găsit, am căutat mie în carte și am găsit o problemă foarte frumoasă. Am gata. Mai lasă-o și pe mine, dacă stau. Așa, și faza este că Davide mi-a cerut să caut una grea. Da. Eu am cerut una grea? Da, domn profesor, deci a cerut-o și eu i-am zis favorul. Deci da. Să începem. Gata, începem. Da. Deci vă spun mai întâi problema să vedeți. Determinați numerele naturale. Păi, asta e fain de tot. Deci nu o fac cu asta. Deci tu te angajezi să nu o faci, n-ai de auzit și vorba. Deci este extraordinar. Este extraordinar. Da, nu, da? Bă, Davide, tu faci, crezi tot mai împotriva a ceea ce noi ne propunem. Atenție multă, Davide. După cum vedeți, e legică contract. În momentul în care ne apucăm de o problemă, suntem siguri că o facem. Davide, e mereu și negativ, ca să știți. E foarte rău asta pe viitor pentru tine. Nu, nu e bine. De negativ, bun. Sunt poate lucrurile negative. Trebuie să fim... Deci vă spun problema? Da, te rog, începe. Determinați numerele naturale nenule. Deci? Știind că... Determinați N. Numere naturale, zis. Nenule, adică din astea. Da. Când zic astea, fără zeamă. Deci, determinați numerele naturale nenule N. Așa. Asta sunt pe determinați numerele naturale nenule N. Gata. Știind că împărțind, n-am trebuit atunci la răspunsul. Ușor. Nu hai. Tu ești un băiat bun, dar scapi și o parte. Deci, determinați numerele naturale nenule N. Știind că împărțind N la 11, se obține câtul... Așa. Deci, N împărțit la 11. Se obține câtul egal cu restul împărțirii lui N la 13. Se obține câtul egal cu restul împărțirii. De ce nu luați tu culegerea mea? Daria? Pentru că la rezultat. Câtul egal cu? Câtul este egal cu restul împărțirii lui N la 13. Teorema împărțirii cu rest. Stai puțin, Davide, să înțelegem ce mai. Deci N împărțit la 11 este egal cu restul împărțirii lui N la 13. Da, restul poate să fie mai mic de 11. Dar de ce? Mai mic de 13, o spun. Mai citești o dată. Hai să mai citim o dată când l-am prins. Nici deci, n-am prins. Determinați numerele naturale nenule. Deci N egal cu cine? Da. Știind că împărțind N la 11 se obține câtul egal cu restul împărțirului N la 13. Câtul egal cu restul împărțirului N. Deci N împărțit la 13. N împărțit la 13. Restul. Această N împărțit la 11 este egal cu restul lui N împărțit la 13. Bun. Așa. Așa ceva. Daria, N împărțit la 13 ne dă un anumit cât, nu știu. Da? Un anumit cât C1 și știu nu. Restul. Așa. Dar nu mă pot concentra. Iar împărțim N. Eu dacă nu vă separați, dacă vorbiți. Mai bine.
Da? Hai, ia. Du-te, Dar, hai, mergem în parte. Ia, mută-te. Vă separați, da. Mama, dacă vreau. Hai, că nu mă pot concentra. Dacă, exact. Voi, dacă nu suntem în norca asta de respect și de seriozitate, nu putem face niște. Mai repede, mută-te. Eu mă concentrez așa, dar fără voi nu pot. Gata. Deci când Viena îl împărțim la 11, obținem un cât și un rest. Da. Da? Deci ienul pien când îl împărțim la 11, ne obținem un cât și un rest. Adică teorema împărțirii cu restul ar însemna, David, de ce? Când ar fi egal cu 11 ori câtul plus restul ea. Yeah. Asta, atenție! Iar împărțim n la 13. Când îl împărțim pe n la 13. Se obține câtul egal cu restul împărțirii lui n la 11. Aici trebuie să fim foarte atenți la nuanță. Iar de cartea Domnului. Citim foarte atent. Aici. La 27 dare, da? Da. Determinați numele natural, ne știm că împărțim la 11, se obține câtul egal. Câtul ăsta de aici. Câtul ăsta. Câtul egal cu restul împărțirii lui el la 13. Când împărțim pe el la 13, o să obținem un rest, un alt cât, C1, și un rest, care va fi tocmai câtul de sus. Da? Daria. Scrimă. Atenție. Deci când pe el împărțim la 11, se întâmplă să avem, nu, teorema împărțirii cu rest, egal cu 11 ori câtul plus restul. Când pe el împărțim la 13, se obține un alt cât, însă restul egal cu câtul anterior. Asta e problema, de fapt. Asta e problema. Deci de aici rezultă că egal cu 13 ori C1. C1, așa, plus restul care e câtul de sus. Plus ce? Plus ce? Mai reau încă o dată. Citim cu foarte multă atenție Daria, ca să înțelegem bine contextul. Deci, știi că de aici începe problema. Împărțim până la 11. Davide, ce înseamnă când împărțim la 11? Se obține un cât și un rest. Teorema împărțirii cu rest zice n este 11 ori câtul plus rest. Se obține câtul și un rest. Iar câtul este egal, câtul ăsta care se obține aici, el este egal iar câtul este egal cu restul împărțirii lui la 13. Câtul ăsta egal cu restul împărțirii lui la 13. Înseamnă că pentru n împărțit la 13 o să avem un cât C1 și restul egal cu câtul anterior. Corect. Așa. Iar împărțind n la 13, se obține... Asta e mai mult, tu nu mai citi decât jumătate, nu? Nu. Știm că împărțind pe n la, se obține câtul egal cu restul împărțind n la 13. Iar împărțind n la 13... Uite, am spus-o pe asta. Uitați-o și scrie. Iar împărțind pe n la 13, se obține câtul egal cu restul împărțind n la 11. Da, am spus. Câtul egal cu restul împărțirii lor n la 11. Așa. Înțeleg că C1-ul ăsta aici trebuie să urmări. Iar împărțit pe nat, se obține câtul C1 egal cu restul împărțirii în n la 11. Deci C1 egal cu ierul de aici. Așa înțeleg. Deci câtul de sus
egal cu restul R2 și R1 egal cu C1. Mai vedem o dată ca să ne fie foarte clar. Știi că împărțim pe N la 11, se obține câtul egal, un cât și un rest, iar câtul ăsta este restul împărțirului N la 13. Cât deci, e restul, e corect. Ați notat corect, da. Iar împărțind N la 13, da, se obține câtul cât ce 1 egal cu restul împărțirii 1 la 11. Corect, asta e bine. Deci ce 1 egal cu R, deci, nu? Da, 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 da. A, așa. Așa, dar o să zic că... ce 1 e primul rest. Ce 1 este primul rest. Și... restul al doilea e primul cât. Așa, da? Da, deci, da, zis bine. Deci e bine legătura, da? Deci o să spun așa acum, că N egal cu 11 ori C plus restul și tot N egal cu 13 ori R plus C. Ca asta cum se spune. 13 ori R, a spus? Da. Plus C. Cântul, da. Și deci asta, da. Asta e legătura. Da. Din toată povestea asta, rezultă de aici, că e vorba de același ien. David, Daria, hai să plec mai târziu. Nu mai sunteți atenți, v-am separat și acum sunteți supărați că de ce am separat. I-am separat. Da, mă, dar acolo când vă jucați era mai bine, ziceți voi. Mă, sunteți și șmecheri, așa ca să vedeți. Nu, dar înțelegem problema și ne și gândim cum să o facem. Deci, ne împărțim la 11, ne dă câtul și un rest, iar când îl împărțim, se schimbă câtul cu restul. Asta, asta vreau să spun. De aici, același regal dăm și vine 11. Daria, trebuie să mă conduce acum. Stind același nu egal același, vine 11 orice. Te rog să vezi, da? Ori. Ce plus R. Ce plus R. Egal este cu... egal cu 13 ori plus C. C. Deci 11 ori C plus R egal cu 13 ori R plus C. Echivalent cu... Hai, dacă... Hai. Scădem un C din ambii membri. Da, așa, așa. Da? Scădem un C. O să hai. Avem... De ce te joci? Nu joc. Aia, dar ce faci? Nu-i bine ce faci. O să avem 10 C. Crede-mă, într-o astfel de atitudine, faptul că tu te comporți așa, ai tu de pierdut. Da? Atenție. O să deci fie... 11 ce minus da. Ce face că dai 10 ce? 10 ce plus r este egal plus... cu 12 r plus c. Egal cu 12 r. Egal doar cu 12 r. Așa. Putem să scădem da, un r din r. Dacă nu mai este plus un r aici. Că tocmai am scăpat de un r. De-aia ți-a zis că ai rămas 12 r. Tu ai scăzut un c din ambii membri și da, 12 r v-am spus. Da. Așa, nu mai zici 10 ce plus r. Nu, 10 ce egal cu 12 ce. 10 ce egal cu 12 ce. Deci 10 ce este egal cu 12. Adică 10 câturi este împărțim egal, sunt egal cât? Cu... împărțim prin ceva. Prin ce? 2. Prin 2. 2. Și este echivalent. Că 2 câturi este egal da. Cu... prin 2 împărțim. Prin 2. Și atunci 5 ce uh-huh. Dar 5 ce. 5 ce. 5 ce este egal cu... 6 r. 6 r. Cu 2, prin 2 am împărțit. Da? Da, 6 r. Ca să adică... fie egalitate, cât să fie ce cât să fie r-ul? Ca să fie r-ul egalitate... Ce r-ul să 6 fie 5 r? Sigur că da. R egal cu 5 și ce egal cu? 6. 6. Dar n-a scris 5. R egal cu 5. Nu poate să fie 71. Și atunci meu este egal cu 11 ori 6 plus 5 și egal cu 66 plus 5 și face 71. Deci numărul căutat este 71. Dar chiar mi-a plăcut. Da, aici a fost vorba de interpretare. Faptul că schimbă câtul și cu...
și cu restul se schimbă ca poziție. Corect, să vadă dacă se... Câtul e... este restul, restul este câtul, teorema împărțirii cu rest. Corect. Deci niște lucruri și acolo că trebuie să fie egalate, cât să fie unul, cât să fie... Și aș vrea să le mai dați una dintre asta. Hai să, să mai vedem încă o dată. Deci, să se găsească un David, nu egal cu cine. Știind că ne împărțim la șapte, ne dă un cât și un rest, corect. Un cât și un rest, o pereche, da? Iar când ne se împarte la 8, se schimbă poziția între rest și cât. Că asta este esența ea. Da. Deci o să avem aici el și câtul. Da, ierul e cât? Așa. Adică se schimbă locul lui ier cu ce? Aha, ca să știți cum să spune, este orema împărțirii cu restul. Așa. Deci pe primul loc este câtul și pe urmă restul. Deci de aici de orema împărțirii cu restul. Daria. Daria. N este egal cu 7 ori C plus R și N este egal cu 8 R plus C. Scădem un C din ambii membri. N 8 R plus C. Da. Da, încă o dată... Nu-i grăbim. Vreau să înțelegeți bine. Scădem un C din ambii. În formulare ar fi așa. Daria. Să se afle numărul care împărțit la 7 ne dă câtul egal cu restul împărțirii lui N la 8. Corect. Iar restul împărțirii lui N la 8 este egal cu câtul împărțirii lui N la 7. Cam așa e formularea. Așa e formularea. Bun. Și acum, Daria, când ai ajuns aici, avem același N egal, N egal, e egal, deci N egal. Știu. Așa. Deci de aici rezultă așa scrie. Echivalent cu a spune că 7 ce plus R, zi, așa zici. Ce zici 7 C plus R, apoi asta egal cu 8 R. Este egal cu 8 R plus C, să dăm un C din ambii membri. Și un C și un R. Și un C și un R, da. Da, și un C și un R. Deci scădem un C plus R. Și atunci o să avem 6 C este egal cu 7 R, nu? 6 C egal cu 7 R. Cât? Cine să fie R? C 7 și... C7 și R6. R egal cu 6. Și atunci numărul este, înlocuim. 42. Scrie N egal cu, Daria. N egal cu... Cât ai aveți acolo? 7 ori cât? 7 ori 6. 7, cât tu bă că e 7? Da, 7 ori 7. Plus 6. 6 și egal cu... 7 ori 7. Ați greșit. De ce? Câtul era 6? Câtul este? 6. De ce? 6? Câtul e nu-i 6, câtul e 7. 6 ori cât? Se fac cu 7 ori cât? Înseamnă că ce e egal cu 7 și ierul e egal cu 6. Și numărul este 42. Păi 49 plus 7, 55. Cum 42? Deci ați făcut 7 ori 7. Păi uite la prima relație, e N egal cu 7 ori câtul plus restul. 7 ori câtul plus restul. Da? Dacă nu ziceam partea a doua relație, N egal cu 8 ori... Restul, 8 ori 6, 48, și cu plus câtul, câtul 7, tot 55. Tot 55. Deci indiferent în care mergeai, tot 55 dădea numărul. Dacă suntem atenți, neapărat așa trebuie să suntem. Tot 55. Deci tot 55 rezultatul e la chestia asta. În final, l-am mai oprit camera, cred că nu, ne-am tot dus așa. O oră și 3. O oră și 3 minute. Vreau să vă dau acum vouă următoarea treabă. Vreau să vă întreb, Daria, mai sunt perechi de mai sunt numere care au aceeași calitate? Da. Cum adică? Deci, ați găsit un prim număr, 55. Ori mai fi și alte numere? Da. Mm. Da. Cred. Dați exemple de alte 110. Numere. 110? 110 crezi tu că ar avea calitatea asta? Da. De ce? L-ai dublat, pur și simplu? L-am dublat și acum m-am gândit că dacă îl dublez, îl dublez numele cu care le mulțesc. 160. Deci ea dublează pe 55. Și poate mai fi și 160. Tu te-ai gândit să triplezi acum, nu?
Și nu ar fi 160 din 4. Nu, nu ar fi. 160 dacă ar fi. Da. Dar veniți cu argumente. Pentru că, de exemplu, pe primul înmulțesc cu 14 și pe al doilea cu 12. Da, dacă înmulțesc cu 2, înseamnă că și pe 6 înmulțesc cu 2. Că uitați cum ar fi, dacă înmulțesc cu 14 pe primul... Deci, o primă valoare este 55, da? Da, 2 este da. 105. 110. 110. Ia să vedem, 110 ar fi adevărat. 165. Nu e egal cu 110, spuneți, da? Da. Acum să vedem dacă pe 110 îl împărțim la cine? La 7. La 7. A zis întâi. Da. La 7. Deci 110 împărțit la 7. Și rest. Împărțit la 7. Egal cu... Hai să vedem cât fac. Împărțit 7. 15. Deci merge de câte o dată, 7, 40, 15, rest 5, da. Deci vine cât? 5 ori 7, 35, și restul? 5. Este bine, nu? 15, rest 5, da. Da. Dar dacă îl împărțim tot pe 110, acum la cine? La 110. La 8. Împărțit la 8. 13. 5, restul, adică. O să-l dea 13, nu, da. Da? 8 în 30. Da. Cât ne merge? De 2 ori? 9. 3 ori? 3 ori 8, 24. Da, da. 60. Nu, 6. Restul 6. Păi nu merge. Deci, pentru că vedeți, împărțit la 7, ne-a dat 15 și restul 5. Nu mai este egal și cu 6. Și nu mai este, exact. Da. Deci în clipa în care aș încerca să multiplic pe ăsta pe 6 și pe 5, nu mai dă același lucru. Nu. Deci rămâne singura valoare, singura... Singur număr care îl găsim este 55. Corect. Da? Nu mai are altă... Nu mai găsim altă pereche. Da. Să se determine toate numerele de forma... Scrieți, copică, pentru voi. Da. Să se determine toate fracțiile de formă. Să se determine toate fracțiile de formă. Toate fracțiile de formă. De forma 2x